Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În sărbătorile, am citit cu toate obiceiurile. Jardel e acum cel mai mare porc din România. Jardel? Da, care? Jardel. Cel mai mare porc din România cu patru picioare. Știi cine a fost Jardel? Nu. Mare fotbalist brasiliero. Săracu. Atacant, a jucat la Galatasaray. Da? În generație cu Hagi, cu Gică Popescu. Mingicar. Nu mingicar, mare, era, avea aproape 2 metri, era un, da, îi zice Jardel. Crezi? Lui, da. De ce nu i-a zis, porcul ăsta de ce nu i-a zis adevăratul Ronaldo? Corect. Jardel, porcul, a ajuns la 600 de kilograme și 2 metri, lungime, proprietarul e un prahovean, are și canal de YouTube. Canal, serios. Deci, Jardel sau proprietarul? Proprietarul, mă, e crescător de porci și vinde carne de porc, care nu mi-aș fi imaginat niciodată. E un domn, îl cheamă Dan Praf. Să trăiți, domnul Praf. Deci are un canal YouTube cu un sfert de milion de abonați. Un sfert de milion de abonați. Jardel e vedeta numărul 1. Cu tot dragul, am observat că oamenii se uită la toate tâmpenile. Ultima filmare a făcut măsurătoare oficială la Jardel cu ruleta. Cât are? 212 cm circumferință pe burtă. Înțelegi? Ma. Adică 2 metri și 12 cm circumferință. Balenă. Are 2 metri lungime și am aflat și meniul zilnic al lui Jardel. Are și supliment. Cel mai mare porc din România din anul 2022. Susțin acest lucru atâta timp cât nu văd altul pe internet postat. E o filmare în care îl prezintă pe Jardel, da, care este foarte cu minte, deci pare, cum să spun, păi că săracul e bilă, la care 2 metri circumferință, 2 metri lungime, mă, e săracul, da, e foarte cu minte. Balon, ia. Da. Jardel este la masă, aici porția lui zilnică de ouă, nu facem exces, câte două pe, câte două pe zi este suficient. Cauzează la ficat. Deci dacă mănânci două pe zi, nu mai mult. Fermierul Daie din Drajna de Jos l-a cumpărat pe Jardel în urmă cu 2 ani. Deci Jardel este survivor. Da. A trecut de primul Crăciun și după cum și se arată lucrurile, s-ar putea să treacă, dacă reușește, din punctul de vedere al sănătății. Bă, da, porcii ăștia, cred că mai trece de Crăciunul ăsta. Ei nu suferă cu inima, cu nu știu ce, adică totuși 600 de chile. Suferă cu inima când vă cuții tu. Nu, serios, săracii. Nu, acum pe bune. Adică nouă medicii ne spun, nu mai mâncați prăjituri, că o să faceți cu inima, e problemă. Cred că e o nație de porc, de carne și cu mai puțină grăsime. Și atunci s-ar putea să aibă noroc. Deci l-a îngrășat, zice, până a ajuns la dimensiunea unui urs. Dovadă că nu există limită, mă. Când îți place să mănânci, ajungi la oricât. 600 de chile. Și fermierul susține că îl va tăia pe Jardel, săracul, doar dacă primește 20.000 de lei în schimbul porcului. Oricum observ că îi dă o... Vedetă, măi, campion. Doar așa îi dă trofeu. Că da, cred că e numai grăsime, îți dai seama. Eu am senzația că dacă îi dă doar o ouă, l-a pus la slăbit. Nu, că ai supliment. Ai supliment. Îi dă câte două ouă pe zi, înțelegi? Proteină. Ca să poată să facă sport. Ah, ok. Uite, mă, și ceartă cineva, Lucian, zice că Jardel avea 1,88 m. Vezi, mă, Luca. Fanii Jardel au reacționat imediat. Auzi, carnea asta nu are mult colesterol de la... Carnea lui Jardel, Jardel. Mamă, mă, pricep că noi nu consumăm. Câte, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.